Care sunt beneficiile consumului de kombucha, care sunt restricțiile și încă câteva lucruri interesante în acest material. Ce este kombucha? Kombucha este, evident, o băutură fermentată care are la bază ceaiul negru, ceaiul verde, combinația acestora și zahăr. Conține colonii de bacterii și de drojdii și este considerată a fi un elixir și a fost folosită de mii de ani, în special în China, dar nu numai, ci și în Asia, în general. Odată cu fermentarea, ea devine acidulată, conține multe vitamine, enzime, pre și probiotice. Sunt limite de consum pentru kombucha și o să vedem că totuși există și restricții, iar ea nu poate fi consumată chiar de oricine. Ce găsim în aproximativ 500 de mililitri de kombucha? 4 grame de zahăr, evident toate sunt aproximate, deci nu putem să spunem da, sunt fix 4 grame bătute muche, 100 de micrograme de folați, cam 25% din necesarul nostru zilnic, aproximativ 70 de calorii, 20 de miligrame de sodiu, 3 miligrame vitamina B, deci are cam tot complexul de vitamina B, B1, B2, B3, B6 și B12 și, evident, polifenol din ceaiul negru. Ce se întâmplă atunci când noi consumăm kombucha? Pentru că conține acidul gluconic, este un antibacterian, susține sănătatea colonului datorită probioticelor conținute. Antioxidanții din ceaiul negru pot susține activitatea pancreasului și există persoane, există medici care susțin că ar putea să ajute chiar și în cazul diabetului de tip 2. Eu aș recomanda totuși precauție, dat fiind că are zahăr în conținut, cum spuneam, la 500 de miligram de mililitri de cidru există aproximativ 4 grame de zahăr. Ajută sistemul imunitar, îmbunătățește activitatea inimii, a plămânilor, a creierului. Acizii conținuți susțin activitatea ficatului prin detoxifiere și se pare că ajută la eliminarea metalelor grele din sânge, în special a mercurului. Există limitări în consumul de kombucha, bineînțeles că există astfel de limitări, în special pentru persoanele care au probleme digestive majore, colite, inflamații ale colonului, gastrite sau ulcere. Candidoza, pentru că fiind o băutură fermentată, este o băutură acidă, iar candida se hrănește cu zahăr și trăiește într-un mediu acid, deci este posibil ca să facă mai mult rău decât bine persoanelor care suferă de candidoze, indiferent că sunt bucale sau în general în corp. Conține o cantitate mică de alcool datorită fermentației, așa că în cazul în care ne dorim o viață fără niciun strop de alcool, ar trebui să ne gândim dacă să consumăm sau nu kombucha. Și conține cofeină. Din nou, dacă suntem împotriva cofeinei și nu ne-o dorim în viața noastră, va trebui să decidem dacă consumăm sau nu această băutură. Și, de fapt, cum consumăm acest cidru de kombucha? Pentru că cel mai probabil și tu, ca și alte persoane care au avut această experiență pentru prima dată cu ceaiul de kombucha, sau mai bine zis cu cidrul de kombucha, ai dezvoltat o pasiune, o plăcere de a bea această licoare, acest elixir, însă se spune că nu este indicat să bem mai mult de 250 de mililitri zilnic, aceasta fiind cantitatea maximă. Și aceasta numai dacă suntem sănătoși, fără inflamații ale colonului sau candidoze.
Există și precauții pe care ar trebui să le luăm în calcul. Preferabil produsul să fie nepasteurizat și produs evident în condiții igienice, pentru că ciuperca kombucha este neapărat necesară a fi menținută în condiții sterile. Se folosește de aceea apa filtrată, se folosește ceai de înaltă calitate, zahărul brun pe cât posibil, vasele în care păstrăm acest produs, acest cidru, să fie foarte curate și sterilizate. Deci, această licoare este benefică, dar evident că ar trebui să avem și câteva precauții de luat în calcul, exact așa cum le-am prezentat. Dacă ți-a folosit acest material video, dă subscribe pe linkul atașat și te aștept la următoarele video și la următoarele materiale. Namaste!